Salut și bine ați la un nou episod de League of Legends. Suntem aici cu Zed, mă, mi-a picat Zed pe urf. Nu vine să... Adică, de fapt, nu mi-a picat mie, pur și simplu a picat la altcineva și mi l-a dat mie, a picat la Louis Vuitton acolo. Super, super frumos. Nu vine să cred că mi l-a dat, gen, what the fuck. În sfârșit, mă, joc și eu un campion frumos. Corespunzător, aș putea zice. Mă, dar plecați, mă. Ok, ăla moare. Very nice. Dar trebuie să avem un pic grijă la LeBlanc acolo. Are W. Dar nu-i nimic, iaulea. Mamă, ce... Băi, mi-era de dor de Zed, mă. Uite ce frumos spamez, mă. Uite ce frumos e, mă. E prea frumos să fie real, mă. A, de frumos e. Oh, wow. Mi-a dat Ignite-ul? Ce m-a omorât? Ala cred că a fost Ignite-ul. Sau n-are Ignite Trinda mea? N-are Ignite, mă. Ok. Nu-i nimic. Mereu începe mai greu, începe un pic mai greu. Dai. Fugi acum, frate, fugi. Așa ziceam și eu. Hai, vină încoa. Tu-s gura, mătii. Oh my god, credeam că o să-i dau super mult damage. Dar are un level mai mare decât mine, mă. Asta era problema. Dar e nimic, probabil îl ia acolo, îl ia Alexandra, deci e totul bine. What the, uite, iară mi se întâmplă asta. Ia, uite, vezi, nu pot să apăs, uitați-vă, uitați. Bugul lui Iisus Hristos. Nu am eu mi se întâmplă, mă. Bă, dar mi se întâmplă în fiecare meci de vreo 3-4 ori, mă. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Ai bug. Mă gândeam că se întâmplă doar cu un campion sau ceva de genul, dar de fapt se întâmplă cu orice campion. E sec. Ok, oricum moare. Doar Alexandra ia cam fiecare kill, deci. Dar nu-i nimic. Nice. Oh, what the fuck, cum o dat aurul mine? Na, mă, ia de aici. Ia de aici, mă. Hai că am făcut și noi câteva kill-uri. Acum o să avem și noi un pic de farm. Sau hai să mai iau un pic de farm. Bau. Crezi că pot scăpa, mă? Da, face atâtea fițe, știi că are W-ul ăla non-stop și poate să-l folosească. Dar și eu am W non-stop, frate. Nu doar tu. Eu nu pot să faci șmecherie acum. Hai să mai luăm din asta, probabil o să iau buții după. Dar hai să merem. Mamă, hai de acolo level 6, tot ce treme. Oh, mamă, aia s-a căcat pe aia. S-a căcat pe aia, mă. A strâns din buci. Boom. Ok. Hai că începem să avem și noi un pic de damage. O să merg iară back, o să-mi iau acum buții. Probabil o să-mi fac și Yomus. Mă, abia așteptam Zed-ul, mă, abia așteptam Zed-ul. Ei, printre campionii mei preferați. Și nu-i doar din cauza că o-l joc nu știu cât de bine, doar pur și simplu îmi place foarte mult kit-ul lui și toate astea. Dar să vedem ce putem să facem acolo cu Caitlyn. Doar fugi, mă. Boom!
What the fuck? Cum am murit atât de repede, mă? Hai să luăm asta. Ia uite ce frumos. Ia zi dacă o pune pe LeBlanc aici. No. Ok, toți fug. Cam greu. Trinamere e cam nașpa pentru că nu poți da ulti pe el. Pur și simplu o să fugă. Dar aș putea să... Na, hai să fugim. Hai să fugim. Poate vine Trinamere acum și ne... A, e acolo. Nu mai are și ultimata foarte des el, deci o să fie super urât. Hai să luăm Yomus. Vreau să mă mișc un pic mai repede. O să iau și... O să iau buții ăștia. Oh, a murit, a reușit că o să o moare acolo. Holy, ce face triple kill. Hai că te ajut eu un pic acolo cu un kill. Dar hai să merem și top, frate, hai să ajutăm și pe ăștia top. Noi suntem peste top, mă, noi am luat tower-ul. Adevărat că Echo a jucat foarte bine, a jucat chiar foarte bine. Mă... Testem. Oh, what the fuck? Ah, vreau să iau, măcar să iau assist, mă, vreau și un pic de assist acolo. N-am nimic, merem iară back, iară cumpărăm iteme. Pur și simplu asta e o fiesta pentru mine, mă, e o fiesta, uite ce frumos e. Mai cumpăr 20.000 de subi. Hai că acum vin și eu. Bă. Hai să vedem cine e. Ah. Dar nu ar trebui să facem asta, sincer. Boom. Unde e Kate? Oh, wow. E incredibil, mă. A, am vrut să dau ulti înapoi, dar n-am mai apucat. Pentru că era și LeBlanc acolo și am ezitat puțin. Dar, hai să mai luăm, o să luăm asta. A, nu mi-ajunge banii și de cristal. Am nevoie de un pic de viață. Trebuie un pic de viață acolo, că... E damage peste tomă, non-stop. Nu, Ripperoni, mă. Ripperoni Alexandra a crăpat. Let's them. Boom. Trebuie să zic ce o să fac asta. Tia. Săracii, mă. N-au ward aici. Deci... Hai să vedem, va veni cineva? Da, nu cred că vine nimeni. Merg să iau și eu farmul ăsta de aici. Să facem mai mult. Aș fi vrut să merg la dragon acolo, dar nu știu, e idee bună. Mă gândeam că nu o să meargă în partea aia. Dar se pare că nu numere. De ce ai să facem asta dacă nu vine nimeni? Poate-l fură cineva acum. Dar acum să mergem de back, avem dragonii. Avem puterea aia șmecheră. Și numai bine o să-mi iau și itemul extra damage. Și o să-mi iau ca... Sau nu știu, hai să vedem. O să aștept, poate vreau să-mi iau un buff. Dai să mut asta aici. Tot să mor, să mai numai Trinamer. Ripperoni, mă. Ar trebui să luăm niște taure, pentru că... Poate Trinamer ăla să facă un push, dracu știe. Și să vezi că... Se că pierde. Se poate întâmpla. Niciodată nu se știe. Ok. Urferino.
Holy shit. Nice. Pun acolo un ward. Să vedem pe unde-s băieții. Nu, vreau mai bine să-i dau ulti. What the fuck, Fiddle? Toți dau ulti, mă. Toți au dat ulti după Trinda, mereu de bun. Dar cred că ăștia o să dea surrender, frate. Am 17 kill-uri. Și nici măcar nu sunt cel mai... Oh my god! Oh, ce frumos! Stai că o omor și pe Caitlyn. Nu! Nice. We Gucci boys, we Gucci. Mă gândeam că nu o să omoare atacul ăla, dar a fost perfect. Hai să mai luăm un tower. Mamă, dar ce frumos, mă. Ce frumos. Probabil ăsta e skin-ul meu favorit. Nu știu de ce îmi place skin-ul ăsta de mult. Dar pur și simplu îmi place mai mult decât restul. Îmi place și Championship. Gen, nu pot să zici că nu-i fain. Pentru că arată mai întunecat și toate astea. Dar hai să luăm un Bloodthirster. Și o să mai cumpărăm probabil unul. Pur și simplu am nevoie doar de damage brut acum. Nu contează nimic altceva. Ia să vedem pe cine găsim noi pe aici. Stai că o să meargă la Fiddle. Și o să merg acolo. Fiat că îi dau aproape one shot ăla. Oh my god, mi-a dat fucking... Cum dracu m-a prins în hook? Dacă eu eram în el, gen eram în el și am văzut că de multe ori se întâmplă chestia asta. Dacă cineva îi în tine, nu se pune. Dar pur și simplu acum s-a pus. Am observat asta cu Blitz. Juca cineva Blitz și eu eram în Blitz cu oamenii și pur și simplu nu s-a pus hook-ul. Și la treci la fel. Și acum ghiște. Pur și simplu a mers. E ciudat. Dar nu-i nimic. Mi-aș fi luat Last Whisper pentru Armor Pen, dar pur și simplu nu se merită. Hai să mergem după Caitlyn. Oh, wow, am dat și un W de toate zilele acolo. Crezi că scapi? Nu se poate scăpa, mă. Trebuie să mă încarc un pic viața. Așa. Hai, vină la mine, Echo. Unde e aia, mă? Te-ai să te duci înapoi. Tu-s morții mătii. Ha-ha, ce-ai pățit, ce-ai pățit. Ea tot încearcă să facă șmecherii, mă, tot șmecherii face ea, pac, pac, acolo. Cine te crezi, Siv? Siv HD? Să faci jucuri non-stop? Cine te crezi, mă? Are 1-14, are 1-14 omul ăsta. No, what the fuck, a dat surrender. Na, gâgă, mă, gâgă, mă. Ăsta damage, mă, ăsta mi-a plăcut, mă. Ăsta a fost super fine match-ul, mă. A fost și hype, pentru că mi-a plăcut atât de mult, pentru că mi-a dat Zed. Sunt așa de fericit pentru că am jucat Zed în urf. Măcar un sezon. O să-i dau pur și simplu honor la Louis Vuitton aici, pentru că pur și simplu mi-a dat Zed. Dacă nu dea Zed, acest episod nu putea fi realizat. Oricum a fost superat de nice than damage-ul. Grafic, boom, 37.000. What the fuck? Mă gândeam că Trinda mi-a dat mai, aproape mai mult decât... decât cam restul echipei mele. Știam că nu o da mai mult decât mine, dar mă gândeam că o da mult mai mult, pentru că Trinda mea e super tare. Scrie-mi pur și simplu, Zed e caracterul meu favorit pe URF. Scrie în comentarii care este caracterul tău, gen campionul tău preferat pe URF. Astea au fost unele pe care eu le-am folosit în acest match. Dacă ți-a plăcut, apasă-mi tot de like și subscribe dacă ești nou pe canal și o să ne vedem data viitoare. Salut!